Am trei copii frumoși și minunați, pe care i-am ținut în brațe încă din prima zi a vieții lor, nefiind în teamă că sunt prea fragili. Și cred că noi, tații, trebuie să facem lucrul ăsta, să avem o apropiere fizică, o legătură fizică puternică cu ei, pentru că în felul ăsta creăm o conexiune extrem de puternică pe tot parcursul vieții lor. M-am implicat în absolut orice aspect minor sau major al vieții lor și constat după 11, 10, respectiv 2 ani jumătate, pentru că am 3 copii, că sunt pe picior de egalitate cu soția mea, mama lor. Nu sunt cu nimic mai prejos și asta mi-am și dorit. Și emoțional și ca implicare am fost egali încă de la început și cred că e foarte important ca și noi, tații, să facem fiecare lucru minor în ceea ce îi privește. Pregătirea hranei, spălatul lor și așa mai departe, fără să considerăm aceasta ca fiind o muncă de femeie, pentru că altfel ratăm niște lucruri cu care nu ne mai întâlnim și poate ratăm chiar o conexiune puternică cu copiii noștri. Dragi tătici, bă băieți, nu vă refuzați mă plăcerea de a sta acasă cu copiii voștri pe banii statului. Sunt Dan Cruceru, taticul în mediul online. Și da, peste doar câteva zile, Sofia va avea un frățior. Iar eu voi intra în concediu pentru creșterea copilului. Pentru că mi se pare foarte important ca tatăl, în ziua de azi, să fie un partener real al mamei, să o ajute în creșterea copilului. Da, pentru că astfel se creează o relație cu adevărat puternică. Bate mama! Yeah! Salutare tuturor, sunt Daddy Cool și la invitația prietenilor mei de la Itzy Bitzy vreau să vă povestesc puțin despre importanța tatălui în viața copilului. Acesta este un subiect foarte sensibil pentru mine și am ales să-l dezbat de fiecare dată când am fost invitat sau când am avut ocazia, pentru că eu sunt de părere că tatăl este extrem de important în viața copilului său. Nu mai trăim vremurile în care tatăl doar trebuia să muncească fără să fie prezent în viața de familie, trăim vremurile în care tații sunt din ce în ce mai implicați, sunt din ce în ce mai sensibili și mai atenți la nevoile copiilor lor. Eu sunt unul din acei tați și sunt super prezent în viața copilului meu, în viața fiicei mele Ingrid, pentru că am înțeles încă de când ea era în burtică la Ana că noi trebuie să construim o relație bazată pe iubire, pe încredere, pe înțelegere și mai ales pe prezența mea fizică în viața ei. Indiferent ce ar spune oricine, eu cred că tatăl trebuie să fie acolo pentru că la un moment dat nimic nu se va compara cu o părere a unui tată, cu mângâierea unui tată, cu un sfat din partea unui tată. Am foarte mulți prieteni care au rămas cu lucruri foarte, foarte frumoase din perioada copilăriei, învățate de la tații lor. Așa cum eu sunt conștient că sunt unele lucruri pe care nu le pot face pentru că doar o mamă le poate face, așa vorbim și despre tați și așa va fi și în cazul nostru. Așadar, dragi tați, vă invit să fiți prezenți cât mai puternic în viața copiilor voștri, să fiți acolo cu tot sufletul și să le dați ocazia să simtă din toți rărunchii faptul că îi iubiți, îi înțelegeți și că le veți fi acolo la fiecare pas, ajutându-i să experimenteze, ajutându-i să crească, ajutându-i să cadă, să se ridice și în același timp insuflându-le curajul de a încerca absolut orice în viață și curajul de a fi diferiți, pentru că nu întotdeauna trebuie să fim exact așa cum cere societatea. Noi ca și familie nu suntem așa și ne place să fim diferiți, pentru că de fapt acest diferit se traduce în ceea ce ne privește prin faptul că vrem să ajutăm oamenii să devină mai buni, vrem să învățăm să ajute, vrem să învățăm să respecte natura și vrem ca oamenii din jurul nostru și societatea în care trăim să devină un loc un pic mai bun, un loc extrem de plăcut pentru noi, în care să trăim cu bucurie, în care să ne facă plăcere să conviețuim și care să nu ne facă să ne gândim în fiecare zi oare cum ar fi dacă am părăsi această țară, pentru că în alte părți lucrurile se desfășoară mult mai bine. Ei bine, noi nu vrem să plecăm de la noi din țară, vrem să ne facem treaba cât mai bine, vrem să inspirăm oamenii să fie mai buni și vrem să le demonstrăm tuturor că oameni cu povești de viață reale sunt cei care reușesc. Așadar, încă o dată vă încurajez să vă strângeți strâns de tot în brațe familia, să vă luați copiii de mână și să porniți în cea mai frumoasă călătorie de care veți avea parte până acum și credeți-mă, nu veți regreta pentru că ați luat decizia asta.
Așadar, dragi tați, fiți alături 100% și iubiți-vă familia cât se poate de mult, pentru că dincolo de cariere și dincolo de lucrurile astea fizice către care noi tindem, de fapt nimic nu se compară cu familia și nimic nu se va compara vreodată.